Ce-i asta? Caca. Mami, asta este body art. Și de ce anume bodile meu? Așa au decis urmăritorii noștri de pe Instagram. Și ce e aici pe masă? Sunt vopsele pentru burtica ta. Și eu ce trebuie să fac? Să stai cu minte pe scaun pentru că avem foarte multe desene pentru burtica ta, pe care le-am ales fiecare dintre noi, chiar și abonații noștri. Pregătește-te, mami! Următoarea culoare va fi culoarea verde. Verde? Wow, dar ce culori frumoase ați pregătit voi! Și următoarea aplicație. Wow. Așa! Wow, ce frumos! Chiar dacă nu o văd prea bine, arată foarte bine! Următoarea culoare pentru care optăm este culoarea galbenă. Ce cântec știi tu unde apare culoarea galbenă? Hai că vă aștept! Deja trecem la cealaltă mânuță, al lui Matei. Matei este cel mai bun model pentru burtica lui mami, pentru a fi desenate palmele. Și aplicăm mânuța lui Matei. Așa, iar... Wow! Și bebelușul reacționează, ia priviți cum se mișcă. Înseamnă că îi place. Noi cu Matei mergem să spălăm mâna și periuța și venim înapoi imediat. Haide-mă, ați lăsat scaunul. Matei de câteva zile poartă peste tot scaunelul după el. Mami, să știi că îmi place foarte mult ce văd pe burtica ta. Și violetul. Wow, ce violet color! Mamă! Frumos! Frumos! Ținem mic periuța, iar noi mergem să-i colorăm burtica. Și 3, 2, 1, așa! Wow! Să știți că e foarte plăcut! Și burta ta prinde culoare! Și dacă e fetiță, eu propun să fie și roz! Ai încercat și tu vreodată să colorezi cu mâinile fără să folosești periuțe? Noi de foarte multe ori am colorat cu degetele, cu palmele, chiar și cu tălpile de la picioare. Și rozul! Haide. Iar acum Matei singuriel! Wow! Bravo, Matei! Wow, cel mai bine te-ai reușit! Din prima! Super! Îmi place? Foarte mult îmi place, Matei! Este o artă adevărată! Abia aștept să fac o poză pentru Instagram! Iar pe tine te îndemnăm să votezi pentru care desen optezi! Imediat vine următorul! Asta este desenul lui Matei! Bravo, Mateiaș! Îmi place și mie! Am făcut aceea! Tu ai făcut aceea! Bravo, Matei! Nota 10, eu zic! Hai să facem poză! Oh. Și a venit cel mai mare ajutor, Tati! Da! Da! Îți place culoarea? Îți place culoarea? Se pare că-l gâtilă, îi place! Uite cum îi se joacă cu obseava. Vrea să apuce, Tati! Îți place, Ionuț? Zice, ce face oare Tati aici la mine? Da, nu-i clar ce face Tati acolo. Și mergem acum la mami direct, la burtică. Și aplicăm mânuța lui Ionuț la mami pe burtică. Super, Ionuț! Bravo! Bravo! Și amprenta lui Ionuț pe lângă toate lui Matei. Ce frumos! Va reuși de minune, Tati! Iar acum, toți afară la poză! Pe Instagram am plasat un sondaj în care vă întrebăm ce să desenăm pe burtică: copac, curcubeu, floare sau nori. Voi ați ales curcubeu, peste 2000 de voturi! Așa că eu vreau să colorez curcubeul! Să-mi aleg culorile curcubeului! Tu știi care sunt ele? Cu markere? Doar se vor curăța? Stai pe pace, mame, că aceste markere sunt special pentru piele. Prima culoare este roșie. Și să colorăm. Wow! Wow, faci un curcubiu cât burta mea de mare. Desigur! Cât de bine ne reușește! Să știi că e o senzație ciudată să-ți coloreze cineva pe burtă. Acuși finisăm. Și ce culoare următoare să o pregătesc, Melissa? Portocaliu, mami! Ok. Mircea și-a adus cartea. El verifică pe Melissa dacă face corect și a dus cartea lui de lucru. Deci s-a pornit portocaliul? Da. La plimbare pe burta mamei? Dar fii atent, tate, că și Matei a venit cu un marker să o ajute pe Melissa. Matei, nu cu acest marker. E de acolo, de la tablă, cu marker permanent. Tati, nu-i induce în eroare. Matei, acesta e corect, portocaliu, ladă-l încoace. A venit și Matei în ajutor? Wow, Matei, super! Doar că mă gândi la cum face, el face linii. Au! Copii, după ce finisați, veniți la burta lui Tati, că e la fel de mare! Melissa, următoarea coloare este galbenă. Matei, îți șterge mânuțile? Le-am murdărit de creioane, iar eu îmi continui desenul. Melissa, am uitat să te întreb, cum e să colorezi pe burtică? Nu e simplu, dar este foarte interesant. Matei a dus următoarea culoare, care este... verde! Verde! Facem cu verde. Se face conturul. Iar acum desenăm. Oh, 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 oh. Mami, burta ta se devine și mai colorată și mai colorată. Da, eu de aici ce văd îmi place foarte mult. Dar oare ce simte bebelușa noastră acolo? Când va ieși la libertate, ne va comunica. Nu știu ce simte, dar mișcările sunt foarte active. S-a pornit și culoarea albastră. Încă câte culori au mai rămas? Încă două culori. Indigo și roz. Dar ce cu culoarea aceasta indigo? Prima oară aud de ea. Eu sunt îmbrăcată în culoare indigo. Încă puțin. Și capodopera ta este pregătită pentru fotografiat și plasat pe Instagram. Iar abonații noștri vor decide cine a colorat cel mai frumos. Melissa, poftim și roz. Mulțumesc. Așa. Și culoarea Rodrigo. Rozigo. Rodrigo? Ce, Melissa? Nu se prea aplică rozul? Dar ce fel de curcubeu neobișnuit pe burta mea! Parcă ea cadea! Seamănă! Hai, mami, arată-ne capodopera lui Melissei! Hai! Ia priviți aici! E bine? E reușit? Voi cum spuneți? Apăsați pe like! Cui îi place desenul meu să scrieți în comentarii! Iar acum mergem la ședința foto! Toți au ieșit afară! Wow. Și Matei la fel, cu papucii tăi, tati! Matei este încălțat cu papucea lui tati. Iar tati... Desculță! Că afară este foarte cald și este foarte frumos timpul! Și avem voie să ieșim cu burtica goală! Eu voi desena cam așa! Ah, tu te antrenezi inițial pe tablă! Pentru că eu vreau să câștig acest challenge! Eu m-am pregătit și abia aștept să văd ce va reuși lui Mircea! Dar să nu privești în direcția aceea, ca să nu vezi cumva ce vrea Mircea să deseneze. Prima începem cu gura. Cu burta, Mircea. Hai, Mircea. Wow! O gură cât o șură! Mircea, dar al cui gură este? A lui bebelușă. Oh! Iar acum conturăm limba. Și limbă are? Păi cum bebelușul să nu aibă limbă? Ce de roșie aici? Roșie să fie limba. Ai văzut, Mircea? Limba trebuie să fie roșie. Bravo, Matei! Bravo, Matei! Ce faci aici, Matei? Mircea! E holbată rău, mami! Da, Mircea! Dar să știi că pictezi foarte bine! Uite că ți-a reușit exact identică și celălalt ochi! Fără ajutorul nimănui! Și obrăjor! Foarte frumos! Wow! Și nuanță ochilor vrei să le dai? 1, 2, 3, sunt sprâncenile! Dacă la început bănuiam eu că va câștiga Melissa sau Matei, deja văd că și Mircea are șanse foarte mari. Și cu albastru face ochii. Ai ochi albaștri. Oare Mircea știe că va fi? De pe acum tu știi că va fi cu culoarea albastră a ochilor? Da. Mami a văzut vlogul cu ecografia. Era foarte clar acolo. Matei nu are răbdare, tot zice lui Mircea să-i coloreze cu limba, roșu. Cu roșu. Așa, hai că țin eu capacul. Ce văd eu aici îmi place deja foarte mult. Nu știu ce e acolo, mai jos. Iar acum ce faci, Mircea? Obrăjorii. Wow! E machiată. Rumeoară. Nu, Matei, Mircea dictează ce culori. Îi faci și privire? Pupilele. Ia uite la el ce șmecher. Unul sunt la făină și altul la smântână. Chiar așa? Mami, dacă te râzi și gura ta să râzi. Stai că nu poți mai liniștească. Tati, gata! Iar acum, mami? Iată ce ai vrut tu să colorezi! Ia să vedem! Seamănă? Mami, să știi că aici este mult mai frumos de burta ta să arată decât pe tablă! Aici Mircea s-a antrenat, iar aici a executat! În concluzie, toate desenele pe care Mircea le va face pentru școală le va executa pe burta mamei! Gata, eu am înțeles de ce Mircea a ales fața zâmbitoare. Ia priviți! I-a făcut parteneră minionului de pe tricoul lui! Uite, face poze, Tati! Ce zici? În casă sau afară? Aici! Pe scări! Și ca la tine! Acum a venit rândul meu ca să fac desenul la burtica mamei! Eu voi desena cu coașe! Uitați-vă cât de mult vor abonații ca Tati să deseneze pe burtica lui mami! Priviți, este aproape de limita de sus! Toți au votat ca Tati să coloreze, așa că Tati te întreb, ce vei desena? Eu voi desena căsuța noastră! Cu verde voi desena iarba, gazonul, dar nu tot, pentru că ai s-a rămat și... Ai s-a rămat? Eu acum aflu? Nu, mame, aici a rămat, la noi, în viitoarea noastră căsuță. Și iarbă multă. Ce faci, Tati, acolo? Iarba, mame. Parcă faci pete așa. Sigur desenezi iarbă. Da. Și mă gâdilă. Tati, ai trecut la culoarea maro? Ce vrei să faci? Cu maro fac căsuța. Op! Vai, ce acoperiș! Trebuie să vedeți! Melissa, vină mai aproape! Într-adevăr, seamănă cu o ciupearcă! Tu cum crezi? Cu ce seamănă acoperișul acesta? Sau, Tati, cu bomboană din aia! Cum se numește ea? Rafael! Bensia! Iar acum... gata, iată și Matei s-a priceput. Mami. Ei, mami. Familia. Asta e mami? Da. Ce codiță am. Melissa. Melissa! Melissa! Oh, ce mică! Matei? Matei? E Mircea! Wow! Mirciulică, bombonică! Și Matei! Mai mic așa, hop, 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 hop! Tati! Ionuț! Încă mai mic, așa, aici, unul. Wow, Tati! Doar capul lui Ionuț se vede. Și Tati! Așa! Tati, dacă nu încap toți în curtea ta! Iar la noi mereu este soare în familie. Și de ce desenăm soarele? Wow! Tati are o tehnică deosebită! Razele soarelui sunt așa, întoarse, împovoiate! Super! Și ce fel de desen fără de culoare albastră, care este culoarea libertății! Iar noi suntem liberi în creație! Și facem nouă orașii! Din start credeam că faci rândunici. Bebelușa noastră se mișcă, îi place desenul lui Tati, la fel ca și desenele voastre, a lui Mircea, Melissa și Matei și Ionuț. Să știi, Tati, că deja mă scarpină, am mâncărime așa pe aici. Ai depus foarte multă vopsea aici, ai aplicat vopsea pe toată burta. Și, mami, ce fel de câmpie fără de floricele! O, să fie mai colorat și mai vesel! Floricele pe câmp! Nu sunt trandafiri, sunt floricele de câmp! Și, mami, ce să vezi? Melissa este buricul pământului în desenul nostru! Buricul pământului, centrul universului. Ta-dam! Și este căsoare! Și... facem poză, Tati! Da, desigur! Patru... cinci... Mami, dar ce faci acolo? Ce fac? Măsor burta! Cu șchioapa? Dacă altfel nu am cum să măsor. Rabdă un pic, acum îți aduc un metru. Până vine Mircea, măsor eu cum știu mai bine. 4, 5... Mami, ce faci tu aici? M-ai încurcat, trebuie să număr de la început. A crescut burta și vreau să o măsor. Așa? Hai că acum îți aduc o riglă. Cu rigla? Wow. Ține, mami! Tocmai 7,5 metri! Ok, hai să vedem! Ia să măsurăm! Mircea, cu asta nu facem treabă! Văd și eu! Ține, mami! Cu rigla și mai greu va fi. Stai puțin că te ajut. Oșo, mami, ține aici. La 30? Corect. Încă o dată. Încă 30 cm. Stai, Melissa, dar de unde am început? Stai că rezolvăm. Facem din nou. Hai, lasă, Melissa, rigla! Sigur nu facem nici cu ea treabă! Dar ce v-ați adunat toți aici? Facem măsurarea burtă! Să vedem cât a crescut! Cu ruleta, cu rigla! Demodaților! Ce vrei să zici cu asta? Încercăm și noi așa cum putem! Mami, în general, măsură cu șchioapa! Din câte am înțeles, vreți să vedeți cât de mare este burtica! Da, ai înțeles corect! Păi să știți, pentru aceasta trebuie să o punem în gips! Gips? Dar nu are fracturi! Cât timp trebuie să-l ții? Și nu face rău bebelușului? Nu este pentru fracturi, este un simplu mulaj! Se ține doar jumătate de oră și este pentru mămici cu burtici! Și unde ți este gipsul? Mami, gipsul este la mașină. Eu mă duc să-l aduc, iar tu între timp trebuie să te schimbi, să vii cu burtica la vedere. Ok, am plecat. Copii plării, mami, voi mă ajutați să merajăm locul de lucru pentru ziua de astăzi. Yeah! Scaunul unde va sta pacientul nostru. Aici este masa de lucru a doctorului Gipsescu. Pentru a aplica gipsul este nevoie de multă apă. De aceea voi umple acest bol cu apă caldă. Iar eu mă duc să aduc chitul pentru mulaj. Ce gălăgie s-aude aici la voi? Eu sunt pregătită. Hai, atunci ia loc! Mulțumesc! Dar unde-i Tati? Iată că m-a dus și chitul despre care vorbeam, mami! Atunci ce mai stăm? Hai să începem! Hai să vedem ce este aici. Unde e plină! Tati, aici este o peliculă pe care trebuie să o așternem probabil ca să nu facem mizerie pe jos. Știi că gipsul face multă culoare albă. Da, este o peliculă de protecție. Și mănuși pentru Tati. Eu sunt curioasă, ia arată ce mai este acolo înăuntru. Mami, și sunt tifoanele cu gips. Oh, bandajele. Bandajele. Oh, și un lubrifiant. Am citit aici, este un gel, Tati, care se aplică pe piele înainte de a pune bandajul cu gips. Și avem, mami, nu 2, nu 3, nu 4, dar tocmai 5 bandaje cu gips. Ce mai este acolo? O instrucțiune? Da, și este în limba engleză. De aceea, eu dăm să o citească Melissa. Poftim, Melissa, citește-o. Mami, și ce mai important? Hârtie abrazivă, care trebuie să îndreptăm burtica ta înainte de a pune gipsul. Ce? Eu cred că tu glumești. Eu știu la ce folosești ea. Sigur nu pe piele. Așa este, mami. Am folosit și am răsfolosit hârtie dintre astea cât a făcut reparație. Începem. Pentru început aici scrie că trebuie să folosim pelicula de protecție. Ia, copii, să mă ajutați. Matei, ține acolo. O desfacem. Wow! E o peliculă mare! Enormă! Protejăm și scaunul cu peliculă. Văd că totul este pregătit. Pot să iau loc? Chiar te rugăm! Ta-dam! Ce, Matei? Numai nu cu aceasta acum, mai târziu! Este sigilat. Ia să văd ce miros are. Este tare. Este tare. Așa, să scoatem și să aplicăm. Iuhu! Și arătăm etapă cu etapă cum vom face mulajul nostru. Mai avem, mami, nevoie. Că mult că se duce așa binișor. Eu ziceam că e prea mult. Nu, nu, nu. Ok, poate să mă ridic, tate. O să fie mai simplu. Ce zici? Ok, adarși din picioare. Așa. Să știi că e plăcut la atingere. E ca un crem și Tati face masaj. Și Mircea s-a apucat să mă ajute. Parcă ești la doctor când ți-a făcut ecografie. Ecografie, vreau să spui. Probabil acest unguent este pentru a scoate mulajul mai ușor de pe burtă, ca să nu tragă. Pentru că mai avem pe corp fire de păr, să nu le smulgem cu tot cu gips. Nu știu mai pentru ce, dar mergem conform instrucțiunii. Corect. Hai că mai lăsăm, o să mai avem nevoie. Este pentru prima dată când facem mulaj pe burtică. Iar acum o provocare pentru Tati Melimi. Haideți să adunăm la acest video 30.000 de like-uri și în vlogul următor îi facem mulaj lui. Ce zici? Mami, este pentru mămici cu burtici, nu pentru tătici cu burtici. Ce, nu prea se curăță? Deloc. Am zis că seamănă cu unguent din ăla care îi munci la gât. În caz de răceală. Trebuia să îmbrăcați mănușile și nu vă murdăreați așa de tare. Acum să îmbrăcăm mănușelele. O altă regulă este că gipsul se aplică doar de către adulți. Dar ca să se țină cât mai bine, avem nevoie de câte mai multe like-uri. Atunci, spor la muncă și Doamne ajută! Hai să ved eu! Eu priviți cum arată! E gips, mami! Să măsurăm după burtică. Va fi nevoie de fâșii și mai scurte și mai lungi, aici iarăși scurte, ca să uniformizăm burtica noastră, să iasă ceva frumos. Prima pregătim fâșiile cu gips. Fâșiile mai mari și mai mici sunt pregătite. Wow! Mami, așează-te! Eram curioasă să văd cum arată. Eu priviți ce interesant. Tot ce este alb este gips. Și odată ce îl înmoi aici în bolul cu apă, tati zice că peste 10 minute se întărește foarte rapid. Și prima fâșie! O așteptăm! Niciodată nu am avut gips. Wow, e caldă! Ai pus apă caldă! Dar să... sfuna pe aici. Las că e bun, tati. Așa... Like, să-l încurajăm pe toate să ne iasă burtica la perfecție pentru nota 10! Mami, din prima ți-am îmbolit pantaloni de tot? Să las că-i spălăm! Acum a doua fâșie. Așa... Burtica așteaptă! Nu mult! Ta-da! Wow! Uite și văd gipsul cum se moaie! Deja e bine! Tate, înseamnă că procedăm corect! Mami, scrie că trebuie să pui câte 3-4 fâșii ca să se întrească bine. Dacă aș lucra, mami, la un spital să pun gips, cred că din prima zi mă lungă. Apropo, gipsul Melissei, tati, a fost pus în maxim 5 minute. Să vezi cum umblau mânuțele la asistenta medicală. Tac, 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 repede și l-a pus. Îmi pare că o să e mult mai simplu, dar este interesant. Ia să vedem cum se moaie în apă. Wow! Așa, gata, ai prins șmechereții de capete ca să nu scapi să se îndoaie. Mami, prinde-o! Am prins-o! Wow! Asta cel mai bine a fost aplicată. Perfect din prima. Așa. Super! Până vine tati cu următorul bandaj, vreau să vă spun că pe pagina noastră de Instagram, Melimi YouTube, am plasat un sondaj și v-am întrebat dacă doriți ca să răspund la întrebările voastre legate de sarcină. Și iată că am hotărât în acest challenge pentru tati să răspund la câteva întrebări care au fost acordate. Au fost de aproape 1000 de întrebări, dar care se mai repetau și vom răspunde la cele mai importante. Opa! Wow! Știi că mie îmi place ce văd de aici de sus. Nu știu cum se vede dintr-o parte. Scrieți în comentarii, vă place așa ceva? Tati deja aplică mai multe straturi. Dar uitați câte am pus. Vreo 4. Și probabil. Și mai jos. Aha, vrei să faci burtica așa mai proeminent acolo? Ca să fie rotunjită. Da. Bebelușa noastră deja face mișcări. Probabil îi place, pentru că tati face masaj. Parcă e lună. Oh, corect. Eu cred că și urmăritorii noștri la fel sunt entuziasmați. Cum suntem și noi. Pentru prima dată încercăm așa ceva. Mai tăiem niște fâșii. Deja mai mici. Căci am observat că fâșiile mai mici este mult mai simplu. Mami Melimi are aproape 39 de săptămâni de sarcină. Mai avem puțin și vine bebelușa. Prima întrebare am răspuns. Mai întărim aici jos. Așa. Și cel mai interesant, ce a fost și pentru mine, mulți întreabă ce este, fată sau băiat? Desigur că e fetiță, dar vedem să nu avem vreo surpriză la naștere. Uite, tati, că gipsul nostru deja se întărește și probabil vrea să iasă. Lubrifiantul de desubt îl respinge. Ne ridicăm un pic mai sus, tati? Da, cât acolo se întărește jos. Wow! Da. Așa. Am înțeles. Acum ai aplicat deasupra pe burtică ca să se țină mai bine. Și iarăși punem mai multe straturi. Mircea tot urmărește și zice că mami, iese gipsul, iese burtica. Și eu la fel simt, parcă se mișcă. Dar tati are grijă să aplice corect gipsul. Așa. Facem conturul. Super! Să știi că e o senzație plăcută? Nemaipomenită, da? Zici că este un scut, doar că călduț. Este foarte cald în interior, tati. Iar Matei și-a găsit ocupație. Se joacă cu gipsul care s-a presurat pe masă. Așa, mai tăiem. Da, mai avem aici încă 3 seturi de benzi. Eu zic că o să ne ajungă. Așa. Iar sus. Aici avem nevoie de mai multe straturi, pentru că se unesc cele două bucăți. Partea de jos a burticii cu partea de sus. Mami, nu te mișca. Nu mă mișc. Ba te miști. Și încă una. Tot e interesat să pui așa. Este interesant. Și vom face 24 de ore, aplicăm gips. Dar tati are un pic de emoții, îl văd, ca să ne reușească. Dar uite, tati, că și fără cea abrazivă se primește, ne reușește să fie destul de neted gipsul. Bravo! Mai aplicăm aici jos. Și următoarea întrebare pe care au acordat-o urmăritorii noștri a fost: ce nume punem bebelușei noastre? Ta-da-da-da! Chiar și la spital trebuie să îndeplinim o fișă până la naștere în care să indicăm numele bebelușului viitor. Dar, ca de obicei, numele pentru bebelușul nostru îl vor alege abonații, tati! Vom face un vlog pentru asta. Desigur, și vom plasa un sondaj pe comunitate, pe canalul nostru Familia Melimi, pe Melimi Vlog și pe canalele copiilor. Și acolo voi veți vota ce nume să alegem pentru bebelușe. Așa că urmăriți vlogurile noastre și nu uitați să vă abonați și să apăsați pe clopoțel, să fiți la curent. Între timp, aici burtica se face din ce în ce mai frumoasă. Iar acum, mami, trebuie să trecem cu gipsul mai sus, să aplicăm pe cutie. Hai să vedem cum arată pe cutie, pentru că trebuie să respectăm toți pașii. Privește, am adus cutia și aici arată cam așa. Oare ne va reuși, tati, așa să facem? Dacă vrei, poți să-ți fac până la gât. Tati, mai pregătește bine. Acum facem mai sus, conform instrucțiunii. Și să știi, tati, că îți reușește foarte bine. Și abia aștept să văd rezultatul final. Iată, cam așa arată susul. Partea superioară, partea de sus. Și o păstrăm, da? Vom păstra gipsul acesta, mulajul? Da, să vedem, mami, chiar înainte de naștere, cu cât va crește burtica, pentru că în ultima perioadă, înainte de naștere, burtica crește la maxim. Așa e, ultimele 2 săptămâni, burtica poate să crească foarte mult. Și bebelușul la fel. Și acum următoarea întrebare. Cum este să fii însărcinată, cu băiețel sau cu fetiță? Probabil această întrebare a acordat-o viitoarele mămici. În cazul meu, personal, cu băieții am avut anumite simptome și cu fetele altele. Dacă la băieți am avut toxicoză sporită până în aproape ultima zi de sarcină, la fetițe e mai bine. Ne-am simțit foarte bine pe tot parcursul sarcinei și toxicoză am avut doar primele luni, primele 3-4 luni. La băieții ăștia mari și frumoși, toxicoza a durat până la 8 luni. Mami, dar ce e asta toxicoză? Dacă îți amintești bine, mami avea grețuri și de dimineață, și când mânca, și de la diferite mirosuri, chiar și de la parfum, la fel îmi părea toxicoza. Cu Matei, mami a fost chiar și internată în spital din cauza toxicozei. Dar să mai deschid niște paranteze. De fapt, la noi cu mulajele se ocupă mami zi de zi, fiind profesor de criminalistică. Mami, la ce făceai tu mulaje? La urmele de picioare. Atunci când făceam ore practice cu studenții de la drept, de la Universitatea de Stat din Moldova. Cine știe, poate facem în curând și cu cei din România. Ia priviți câtă mizerie peste, mami! Pantalonii deja îmi sunt albi, dar știi, e foarte frumos, e super! Dar mă mai pot mișca, alunec de pe scaun pentru că este pelicula. Tati zice să nu mă mișc, de altfel stricăm mulajul, dar se pare că tati deja s-a întărit. E super ok și putem să-l scoatem în orice moment. Ia Mircea, bucănește dacă s-a întărit, ori nu? S-a întărit! Aici e un pic mai moale, mai așteptăm 10 minute, după care vedem. Tati, văd că mai pregătește bandaj. Așa. Dăm încă mai sus un pic. Așa. Wow, îmi faci un corset. Super, mie îmi place. La burtă. Și tu, dacă vrei să-i facem lui Tati Melimi mulaj la burtică, nu uita de like-uri! 30.000 de like-uri și-i facem în vlogul următor! Mame, nu! E pentru mai mici! Cu burtici! Așa, mai întâlnim. Mircea tot miroasă gipsul și mă întreabă ce miros are. Gipsul are miros de cretă. Cretă! Dar ce gust are la mea? Dar la 50.000 de like-uri îi facem mulaj lui mami pe față! Pe față? Dar cum o să respir? Dar Matei continuă să curețe pantalonii lui mami de gips. El se întărește și e plăcut la desprindere. Da, Matei? Îți place să cureți? Oh, uite că și tati s-a murdărit deja. Aplicăm ultimele bandaje. Și sperăm în câteva minute deja să o putem scoate, pentru că e destul de tare, îl simt întărit și e ok. Ia uite, oh, chiar e mare burta mea, ia uite, n-am pus mâna să văd, să verific. Deja aici s-a răcit. Aici deja s-a răcit, iar aici încă este călduț. Wow! Așa, mami, ca să facem și niște legături mai bune, susul cu josul. Super! Cineva te încuiește în pereții, pregătesc căminile, iar noi te încuiem pe mami. Corect! Aplicăm mulaj pe burtică. Body art continuă! Corect! Să știi că este o experiență de neuitat pentru prima dată, dar și va rămâne ca amintire în familia noastră. Cei care au văzut vlogul nostru cum pictăm pe burtica mamei, ne-au spus că vor și alte vloguri în care să facem aceste picturi, dar am zis să facem un pic mai diferit și vom face pictura pe gips. Direct pe mulajul nostru burtică! Super! Să știi, tati, că partea inferioară, burta deja s-a desprins. Înseamnă, mame, că tu nu ai stat cu minte și te-ai mișcat. Sau bebelușa! Sau bebelușa. A făcut mișcări. Au rămas ultimele benzi, deși mai avem un set, dar îl lăsăm pentru că este suficient. Burtica lui mame nu este atât de mare și a ajuns. Și, mame, și așa am întărit-o la maxim. Acum întăresc finalul și atât. Super! Apropo, ia uitați-vă câtă mizerie am făcut noi aici pe peliculă. Ne-am urdărit din cap până în picioare de gips, totul este alb. Dar cred că efortul merită, pentru că ne-a ieșit ceva foarte frumos. Bebelușa noastră se mișcă, deja cred că vrea să scoate mulajul. Mame, și ce am văzut? Că foarte mulți din cei care fac mulajele astea, după ce se naște bebelușul, îi fac poze la bebeluș în această burtică! Super! Vom face și noi! Ce ziceți? Da! Acum scoatem mânușile și pregătim să scoatem gipsul. Hei, domnule gips! Se mișcă bebelușul. Și ești gata de ieșit? Gipsul! Da, deja s-a întărit, au trecut minutele necesare și ne pregătim să o scoatem. Tati, vină la ajutor! Iar acum, momentul culminant, momentul serii, scoatem gipsul! Hai, mami! Și... Ta-da-da-da! Stai, tati, că nu pot! Oh. Am ocărit prea mult? Da, mai mult decât trebuia! Iese bine! Iese încă puțin! Au! Stai puțin! Iese! Mai, mami, ce frumos! Și iată, burtica lui mami! Și cum este în interior, tati? Wow, ce frumos! Dintr-o parte pare cu mult mai frumos decât de sus. Uite, mami, că am văzut aici niște gate de mine, dar până atunci, iată este interiorul. Super! Wow! Iar gatele mele, mami, le vezi ușor o lumină. Aha, se vede unde e lumina. Da, da, da. Este un strat foarte subțire. Și trebuie să mai adăugăm niște gips acolo. Mai avem, mai adăugăm, să întărim, că să ținem bebelușul. Eu vreau să văd încă o dată cum arată. Dar fii foarte atentă, că este foarte lunecos de la lubrifiant. Stai, vreau să văd încă o dată, tati! Până tu reglezi. Așa. Ce frumos! Așa burtă mare am eu! Hai! E mare sau nu burta mea? Mami, acum o comparăm cu a mea. După ce punem gips. Da. Așteptăm like-urile. Până toate repară greșeala, mami se duce să se schimbe. Și să se speli, mami, că ești toată de gips. Toată sunt de gips, din cap până în picioare. Așa. Mai întărim un pic. Tati, parcă ești într-un atelier de sculptor aici. Am pus mai mult în părți, ca să fie mai tranic aici, să nu se rupă. Dar la mijloc am scăpat. Așa. Iar acum, cu hârtia abrazivă, dăm jos din nivelările. Wow, îl răzuiești, nivelezi. Mami, încă este un picut. Trebuie să se mai usuce, da? Trebuie. Să știi că ți-a ieșit foarte bine, tati, mulajul. Și deja, mami, vei ști care e dimensiunea la burtica ta. De știut voi ști, tati, dar foarte curând burtica va crește și mai mult. Seamănă mult cu o broască, doi ochi bulbucați și o gură. Chiar seamănă, uite așa, când privești atent, poate așa și să-l desenăm, ca o broască. Dar mai mult dinozaur, care botul mare. Iată așa, mami, seameni cu o broască, seameni cu un dinozaur, seameni. Da. Să spun abonații, cu ce seamănă mulajul nostru? Un pic să-i tăiem din mărgioarele astea, care sunt așa mai puțin drepte. Așa, aici puțin, puțin este. Așa. Wow! Tati, tu vrei să faci să fie ideal? Un ghiveci pentru flori. Ce faci, tati? Îl usuc. Dar ce s-a întâmplat? O usuc. A fost afară. Afară este acum foarte umid aerul. Este timp mai ploios. Și nu s-a uscat. Și nu s-a uscat de fel. Păi din potrivă s-a cam înmuiat. Iar acum, parcă se-l sucă, pentru că toți vor să coloreze. Bine atunci, hai mai rapid, nu avem răbdare! Iar acum să înfrumusețăm burtica noastră! A noastră sau eu lui mami? Și pentru asta, tati, Melissa cu Mircea au plecat pe ploaie afară, ca să aducă frunze! Ia privește aici, se usucă și vom alege două din ele. Și cei care nu cred că afară plouă, ia priviți, umbrelele se usucă. Eu voi folosi frunzele ca să fac iarba și pentru aceasta avem nevoie mai întâi de verde închis. Așa frumos! Acum luăm frunza și o punem pe mulajul nostru. Aici. Hai așa, eu te ajut. baie. Hai să o scoatem. Wow, ce frumos! Și continuăm tot așa până în capăt. Și următoarea, Melissa, văd că vine. Da. Lângă cealaltă frunză. Și Mircea, scoate-o. Wow! E cu nivelări gipsul și nu se arășează vopsea peste tot. Hai că punem mai multă vopsea. Melissa, te ajutăm și noi. Așa, cine a mai colorat așa cu frunze? Scrieți în comentarii, ajutați-ne cu un sfat. Ce trebuia să facem ca să ne iasă bine? Și a treia frunză, să vedem. Să știi că îmi place. E foarte frumos. Așa. Și o scoatem. Tadam! Oh! Cea mai faină frunză! Hai că mai punem vopsea! Iar eu între timp pregătesc din popitul săracului, pregătesc bujurii. Așa, tăiem. O să facem rotund. Și primul bujorel l-am pregătit deja. Ia să vedeți ce ne iese. Wow, și floricele vom avea aici. Da, Mircea, pune mai multă vopsea. Super, Mircea! Trebuia să iei o pensulă mai mare. Hai că te ajut eu, îți dau o pensulă. Uite că aleg de aici. Ține! Mai mare! Ți-a venit și tati în ajutor? Eu să-l ajut. Wow! Multă vopsea aveți nevoie aici. Este nevoie de ceva, dar m-am gândit că bujuriul să fie nu doar de o singură culoare, să avem 3 bujurii de culori diferite. Wow! Și prima este roșie. Da. Tu vreodată ai încercat să faci astfel de zi cu popit? Ha, nu-ți fie frică. Hai că te ajut și eu. Ta-da-da-da-da! Aici zici, tati? Hai, mai, acolo. Să fie aici! Poc, 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 poc! Mami cu mâinile verzi, așa că Mircea, continuă tu, nu? Nu, mai apasă un pic. Mai apasă ca să aplicăm vopseaua. Și scoate, Mircea, să vedem. Bujurelul! Wow! Voi, ce frumos! Mami, dar mai este nevoie, îl mai dăm o dată cu vopsea și mai plicăm o dată. Așa trebuie? Da, ca să bujureu să aibă mai multe floricele din alea, aici. Petale. Da. Super! Hai, Mircea, cu spor! Vino cu acetate să vezi ce a reușit Melissa! Ia privește ce frumusețe avem aici! Foarte frumos! Hai, noi continuăm! Spor la muncă și vouă! Mulțumim! Wow! Așa, Mircea! Atent cu mărgioara. Și... apasă bine, bine, să vedem. Apasă bine. Ce v-a reușit toate vouă? Ce fel de bujurel? Așa. Și să scoatem? Da. Wow! E super fain. Și acum ce culoare urmează? Galben? Hai, facem și un bujor galben. Și altul, Melissa? Albastru! Indigo! Ai ghicit! Și următoarea floricică o pregătim. Eu dați deja eu două lumini. Rămâi fără popit? Mami, am un popit mare, mare! Și acum facem frunze cu verde mai deschis! Luăm... hai să vedem! Wow! E frumoasă și această culoare! Da! Și aplicăm. Așa mai sus. Hai să vedem ce ți-a ieșit. Vai! Să știi că ți iese foarte bine. Super, Melissa! Wow! Tati îi pui culoare din abundență. Am mai adus o frunză ca să reușim mai repede, pentru că la noi iarba este deasă. La voi doar 3 bujori, dar la noi frunze sunt sute! Eu voi aplica următorul bujoriel. Așa, într-o parte aici. Sunt curioasă și eu. Un pic pisicel roșu. Să pară cât mai natural. Hai să vedem! să-l susținem pe Tati cu un like! Hai să vedem, Tati! Wow! Super! Și mai ai nevoie un pic de culoare. Ce frumos! Și a treia culoare probabil o vei face aici, jos. Așa. A doua aplicare. Cred că și ultima. Până finisați voi bujorii, poate terminăm și noi cu iarba. Așa. Este! Wow! Ia vine să vezi ce a reușit lui Tati aici să facă. Super! Wow! Ați trecut la albastru sau mov? Ce culoare e asta? E mov-albastru. Ce e la Melissa? Wow! Foarte frumoasă iarba ta, Melissa. Mulțumesc! Mai ai încă puțin și termin, Melissa! Încă un firicel de iarbă. Așa, și o lipim aici. Și... Ta-da-da-da! Să știți că chiar dacă v-ați smurdărit pe mâini, se merită. Deja văd că va reuși un desen foarte frumos. Wow! Tati nici n-a reușit să filmez! Tati, copiii muncesc de zor, iar noi privim. Ei, mi-am privit, privești la mâinile mele. Deja 10 oară îmi spăl pe minut. Super, de aici la fel e frumos. Și încă o dată, tehnica popit. La aplicații. Cea mai bun mod de întrebuința a unui popit. Și Mircea, hai să vedem. Ce s-a primit? Wow! Este. Super! Ce frumos! Și bujorei au nevoie de tulpină, Tati! Le facem imediat! Hai să vedem! Wow! Ce frumos! Așa. Wow! Și frunzulițele! Super! Iată și bujorii lui Tati și a lui Mircea. Iar tu, mami, ce vrei să desenezi? Vreau să desenez un pom, un copac. Avem nevoie și aici de multă vopsea. Și îți vor trebui și gluți și mai mici, subțiri și mai groase. Și iată copăcelul nostru. Încă câteva ramuri. Eu zic, mami, că ajunge. Gata! Aici au fost niște discuții foarte aprinse, că desenul să aibă și niște nuanțe de toamnă și totuși mami a câștigat. Facem și niște frunze galbine, portocalii. Așa, tati a vrut frunze verzi, dar noi am vrut să combinăm ca să fie frunze de toamnă. Cine și cu ce culoare va lucra? Ia să-mi spuneți! Eu vreau cu verde, iar eu cu portocaliu. Succes! Iar eu cu mai mult verde. Tati vrea mai mult verde. Eu zic că iarba este verde și copacul tot verde. Hai că eu vă țin paleta și voi începeți. Wow, Melissa cu degetul mic, iar Mircea cu degetul mare. Îmi văd prea mult. Așa. Poc, poc, poc. Super! Hai! Mai ia culoare, Mircea! Melissa, fă frunzele un pic mai mari, să fie ca și la Mircea. Bine! Și mai colorate să fie, că... Așa! Wow, Mircea! Super! Wow! Ce frunzi de ruc! Și după asta vă schimbați cu locul, pentru că se primește jumătate de copac cu portocaliu și jumătate cu verde. Hai că prinde culoare copacul vostru! Parcă este un copac de butui. Melissa acaparează totul ce-i stă în cale. Vrea să fie totul verde. Iar acum Melissa vrea să facă... Tălpițe. Tălpițe roz. Să vedem cine va reuși. Cam așa. După care vom face și degețelele. Facem pașii. Primii pași! Așa... Care să-i placă natura! Desculți! Pac! Este! Ce micuț! Și urmează să facem degețelele. Și... Poc! Și degețelele! Hai! 1, 2, 3, 4, 5. Cam crăcănate degețele, mami. Eu știu că noi făceam așa, chiar cu degetele noastre. 1, 2, 3, 4, 5 și se primește mai mare, mai mic, până la cel mic. Noi am făcut doar cu degetul mic. Mircea a vrut și el să încerce. Și nu putem să-i refuzăm. Uite, ține strâns. Chiar dacă vor fi un picior de o mărime și altul de altă mărime. Corect, va fi unul mai mic și unul mai mare. Și aplicăm a doua tălpiță. Pa-bam! Să vedem, Mircea! Parcă sunt identice, într-adevăr! Hai să facem degețelele. Așa, și Mircea, treci. Unu, doi, trei, patru, cinci. La fel de crăcănate. Se vede că e mână de bărbat. Parcă tapa lui Mircea e mai mare, nu știu cum. Și iată tălpițele în toată splendoarea. Vai, ce burtică frumoasă! Ne-a reușit un desen destul de frumos. Aici pe sus ceva mai facem, tati? Da, desigur. Ce doriți? Un fluturaș care zboară. Iarăși folosim mânuțele? Da. Și de data asta... Dar că acum pentru fluturaș. Nu pot dezlipi ochii de la capodopera noastră. Foarte frumos. Și cum va face Tati fluturașul? Chiar sunt curioasă. Tu știi? Fluturașul a zburat? Și aplicăm mânuța. Ștampilă. Este. Wow! Și partea cealaltă. Așa. Ui! Ce-ai făcut? Vedem acuș. Super! Și aici... Da, hai să vedem... Corpul fluturașului. Corpul... Așa... Wow! Super! Și mai avem ceva de făcut aici. Niște antene. Și mai înfrumusețăm fluturile nostru, pentru că fluturile așa este, cu diferite culori. Ta-dam! Și în partea aceasta. Și gata compoziția noastră. După o zi de muncă, ia priviți ce frumusețe! Ce spuneți voi? Nu știu ce zic mai abonați, dar eu zic că este foarte, foarte frumos. Și dacă ți-a plăcut, apasă-te rog pe like! Eu cred că acest vlog merită cel puțin 30.000 de like-uri. Apropo, tati, ia privește aici. A ajuns culoarea în interior. Oh! Culoare ce? Mami, acolo a apărut. Mă uitam și eu. N-am înțeles. Și ziceam că este prea simetric. Și Mircea se râde aici pe sub mustăți. Iar Melissa și Mircea tot îmi spun într-una: tati, măsoară burta lui mami, să vadă dacă nu cumva tati are o burtă mai mică. E mai mică burta lui tati, vă asigur, doar că prea mi-ncape în părți. Wow! Tati, arăți foarte bine cu bebeluș. Cum e? Ok, chiar mare, burta ta e mare! Să știi că și desenul de pe burtică este foarte frumos. Noi nu suntem pictori, nu am învățat, dar ne-a ieșit ceva super fain. Dar ne place să facem ceva frumos. O punem la uscat. Punem la uscat și așteptăm momentul când bebelușul va sta aici. Și vom face o poză. Vom pune acolo în cuibul lui? Da. Iar acum... Super! Ea pleacă să se usuce.